Nu vrei să fii cool pentru că ești prea atașat de limba română? Nu folosești cuvinte firești până la urmă, precum weekend sau job, pentru că ai un interlocutor pretențios? Hai să deschidem dicționarul și să vedem că, nu de puține ori, lingviștii sunt mai deschiși decât interlocutorii de ocazie. De ce să respingem cuvintele doar pentru că sunt din engleză sau doar pentru că sunt noi? Lucrurile se schimbă în timp. Trebuie să vedem lucrurile și așa. Să vorbim cult, vă propun astăzi o perspectivă diferită asupra anglicismelor. Poate. Nu ne place cuvântul trend și folosim cuvântul tendință? Dar oare tendința a fost dintotdeauna al nostru? Hai să căutăm puțin prin istorie și să vedem că nu e chiar așa. Platforma Dex Online este la dispoziție și ne oferă mici istorii ale acestor cuvinte. Nu folosim cuvântul job, preferăm cuvântul serviciu. Dar oare job nu are o altă nuanță? Dacă lucrez într-o cafenea, de pildă, spun că mă duc la serviciu. Evităm cuvântul job pentru că nu știm să-i găsim pluralul. Jobul, joburi, folosim sau nu folosim cratimă? Din nou, dicționarul ne răspunde la această dilemă. Mă duc la serviciu. Câtă lume folosește această formă? Aceasta e cea corectă, însă nu rar auzim forma servici. Așadar, iată că și cuvintele vechi ne pot pune probleme, dacă nu știm unde să căutăm. Încă o pereche. Nu vrem make-up, însă folosim cuvântul machiaj? Nici machiaj nu a fost dintotdeauna al nostru. Dicționarele ne trimit și ne demonstrează că acest cuvânt provine din franceză. Sunt și alte astfel de perechi. Haideți așadar să privim cu mai multă deschidere anglicismele, pentru că limba română întotdeauna s-a întâlnit cu alte limbi, cu alte culturi, rezultatul fiind acest schimb cultural până la urmă. Învelișul acesta numit cuvânt are și el o realitate în spate. Pe scurt, să vorbim cool, cult și corect și să privim anglicismele cu mai multă deschidere.